Hei, salutare! Am tot menționat despre faptul că voi vorbi puțin despre motocicletă, echipament și ce folosesc pentru înregistrarea acestor clipuri. Evident însă că timpul nu mi-a permis și după cum probabil ghiciți, fiind totuși trecut de prima tinerețe, am și alte priorități în topul listei. Nici nu știu dacă să le număr, dar așa, fără să le pun pe un podium, vă imaginați că vorbim despre programul la muncă, cu naveta, dus-întors copiii la școală, cumpărături, program administrativ gospodăresc, cum îmi place mie să zic așa, rămas din armată, și altele care țin de familie, de timp liber, mă rog. Și deși am tot ieșit pe frig, pe la 0 și pe sub 0 grade, perioada asta de sărbători după sărbători, am prins ba ploaie, ba mâzgă și alte condiții de carosabil mai recomandate sau nu pe două roți. De cele multe ori am ieșit doar ca să dezgheț motorul, scurt, fără camere și clar fără microfon. Uneori mi-am mai luat camera așa, ca o cameră de bord, ca în cazul clipului de față, dar n-am înregistrat sunet, cel puțin nu sunet cu microfon, am lăsat o camera pe afară cu ușițele închise și să-și facă de cap, cu vâjiți și cu toate cele. Așa că am zis de data asta să încerc să povestesc puțin despre motoretă, cu imagini înregistrate pe la plus minus 0 grade și cu sunetul separat, înregistrat acasă, așa, mai pe la 21 de grade, nu pe la 0. De ce? Păi, în primul rând, pentru că pe frig aș fi drăduit și mi-ar fi cus și nasul și mi s-ar fi aburit și viziera, știm povestea. Apoi, pentru că ies destul de rar, cam o dată la 2 săptămâni, destul de scurt atunci când ies, iar nu în ultimul rând, cel mai important motiv, nu o am acasă acum. Așa. Ce să zic? Fiind primul meu an pe motor, orice moment am prins de ieșit, am ieșit și m-am plimbat. Ăla fiind scopul meu principal, să mă bucur de plimbare. Evident, a trebuit să învăț să merg pe motor în oraș, în afară, cu pasageri, cu bagaj, pe căldură, pe frig, pe ploaie, să mă acomodez cu toate cele, să-mi tot completez echipament, de la geacă la pantalon la ghete, așa, încet, încet, rând pe rând, să mă acomodez cu fiecare în parte, plus treaba cu camerele, microfonul, alte accesorii de prindere a telefonului, cabluri, căblurețe și tot felul. Așa că de partea aia de prezentare, de filmare, de detalii, despre motor, echipament și altele, nu prea am avut cum să mă ocup, nu în detrimentul mersului pe motor, am preferat să merg cu motocicletă. Bun, hai să încep cu câteva detalii despre motoretă și să zic în primul rând cum o cheamă. Este vorba despre o Honda NC750X cu DCT, e din anul 2014. Din câte știu, este un facelift a primei generații cu DNC, cu DCT. A fost înainte cu de 700 cm cub, asta e 750, mă rog. Am luat-o la mâna a doua, are acum peste 45.000 km la bord, iar e un sezonul ăsta al meu, primul meu sezon, a mers puțin peste 3.000 km cu el. Legat de sezon, am început în martie fix când am cumpărat-o, până mai dăună, să zic așa. Până în iarnă are acum, deci n-am ținut cont că, nu știu, trebuie pus la iernat, că-i toamnă, că-i vine iarnă sau ceva de gen. Că, așa cum spuneam cu altă ocazie, nu am adăpost pentru ea, nu am unde să o bag, o țin afară suprelată, așa că din când în când o scot și pe frig, la plimbare, să se dezmărțească. În weekend, cam la 2 weekenduri așa, să zic că aproximativ o oră, cam cât mă ține pe mine, să nu congelez. Bun, revenind la dânsa,
Are un motor 2 cilindri de 750 centimetri cub, de aproape 750, în 2 cilindri paraleli, răcit cu apă, mă rog, cu antigel. Are vreo 50 de cai și cam tot atâta cuplu, nu știu exact cât, cum în carte sunt kilovați, n-am mai să nici nu m-am documentat. Eu nu prea sunt interesat de aceste cifre, are putere destulă, măcar în siguranță, pot depăși, pot urca dealuri, am mers și cu 140 pe autostradă, merge cu pasageri, e ok și suficient. Nu m-am interesat de datele astea nici la cumpărare, nici pe parcurs, nu le știu nici acum. Pasionații de cifre găsesc pe internet fișa tehnică cu date precise, să zic așa. Așa. Are cutie de viteze automată, acel DCT. În câte știu, e doar la Honda și e asemănător cu un DSG, dar de fapt este o cutie manuală cu două ambreaje care lucrează cu ajutorul unui computer și nu știu ce mecanism acolo, nu știu, hidraulică, barnam, electric, cum schimbă ea. Ca idee, eu am avut un Grand C4 Picasso pe care după ce l-am luat, crezând că are o cutie automată, am aflat de fapt că este o cutie manuală robotizată. Era de prin 2014. Și care, tot așa ca și asta, e de fapt o cutie manuală pe care însă poți schimba robotizat vitezele. Mașina avea un sistem acolo și schimba automat, nu șoferul. Evident, are padele și mașina avea padele și motocicleta are. Diferența este că față de Citroenul ăla cu cutie manuală robotizată, Honda asta se comportă ca un DSG, ca un powershift de la Ford, să zic, sau DSG de la Audi, Volkswagen, Skoda, etc. Că schimbă foarte, foarte lin, fără să simți mare lucru, nici când urcă în trepte, nici când retrogradează. Evident, are și posibilitatea să schimbi treapta de la padele, cum am zis, atunci când ești în drive sau în sport și poți comuta inclusiv pe manual, să schimbi când și în ce treaptă vrei. Îmi place că totuși te iartă, îți iartă greșelile și nu te lasă să frânezi dintr-a patra până te oprești și să-ți moară motorul atunci când ești în manual. Practic, dacă n-ai schimbat vitezele din padele și ai pus frână până te-ai oprit pe loc, ea te duce în treapta întâi și apoi tu continui cu schimbatul. Deci e mișto chestia asta. Totuși, un mic dezavantaj e că nu poți să o scoți pe liber în mers, nu o scoți în neutru, nu poți să operezi în timp ce roțile se învârt. Trebuie să te oprești pe loc, o duci neuntru și numai atunci poți scura dacă vrei să faci zgomot. Sau să auzi toba sau nu știu. Reversul este că atunci când te oprești la semafor, dacă ești pe drum, pe plan drept, ea stă în treapta întâi pe loc, chiar dacă nu ții frâna, nici maneta, nici piciorul, poți să le eliberezi că ea stă. La mașină e diferit. Dacă ești în drive și ridici piciorul de pe frână, mașina pleacă. Sau un marșalier, mă rog. La motocicleta asta se pare că nu. Pleacă doar dacă accelerezi sau pleacă în spate sau în față, mă rog, dacă ai oprit într-o rampă sau o pantă. Bine, are și frână de mână, apropo. Un alt aspect de luat în calcul cu acest DCT este că nu mai ai maneta de ambreiaj. Așadar, nu poți gestiona unele situații cu patenarea ambreiajului, cu în combinație cu accelerație și frână, după caz, după nevoi. Trebuie să te înveți doar din accelerație și frână, față, spate, mă rog. Dar înveți rapid, mai ales pentru situații normale, așa, uzuale, de trafic, parcare, drumuri amenajate, n-ai treabă. Nu știu la ce situație mă pot gândi când am trecut și eu pe mașina automată, când urcam pe bordură, mi se părea complicat să accelerez și să n-am dozajul ăla de ambreiaj încât să ridic, să mă rog, să calc rapid ambreiajul și când ăsta acolo în vârf să nu dau cu
în vârful bordurii, să zic așa, cu roata, să nu dau cu bottom guard. Poate că și aici ar trebui să te înveți un pic când faci manevre de astea mai dificile, că nu ai ambreiajul. Nu știu, în afară de bordură, că cu motocicletă nu prea te urci, dar să zic că te urci pe un trotuar ceva, altfel, nu știu, într-o rampă foarte abruptă, nu știu, ai oprit într-un deal, că e semafor, că e trecere de nivel, cale ferată, că e ambuteiaj, că ceva. Da, nu mai ai ambreiajul acolo, trebuie să te ajuți de frână sau prin niște șleauri pe un drum mai forestier, nu știu, cu adâncituri din alea așa, cu urme de roți. Dacă vrei să te plimbi de pe parte pe alta, să întorci pe acolo, poate că era util ambreiajul. Așa, să zic că dacă treci de pe o cutie manuală pe o cutie automată, poate va fi nu tocmai ușor la început, dar oricum motocicleta nu e făcută pentru asta. Și dacă te-ai urcat direct pe automată, te-ai învățat rapid cu cum funcționează. În situațiile alea mai nasoale, nu știu, ți-ai Transalpul sau Africana sau un CRF din ăla, reveritabil, un 300 rally, ceva. Mă rog, bun, ce să mai zic? Are două moduri de condus, în drive și sport și atât. Cred că generațiile mai noi, după 2017 sau 2019, au două sau trei moduri de sport. Poate mă înșel și mă gândesc la Africana sau nu mai știu, pe unde am citit. Eu la început am mers pe modul drive. A fost ok, că deși merge subturat și ajungi la 60 km la oră și să fii în treapta a șasea, te ducea mai lin și mai ca pentru începători așa. Mai sunt niște moduri pe motociclete alea de rain, de ploaie, practic să nu bruscheze în niciun fel, e mai pentru aștia neexperimentați. Nu riscai să tragi de accelerație din greșeală și să, nu știu, să ridice pe roată. Mă rog, nu cred că ai trage chiar în halul ăsta. Nici nu aveai o frână de motor bruscă să te dea cu capul de bord. Nici asta nu cred că fac chiar motocicletele, nu zic așa. De dragul exercițiului. Și nici nu alunecă, nu știu, să derapeze. E ce trebuie pentru prima dată pe motor. Și mai ales că e automat și ai ambreiajul ăla să te joci cu el. Deși s-ar putea să fie chiar un avantaj asta. Că ambreiajul mai scapă, îți mai moare motorul. Mă rog, diverse. Dar după ce te înveți și sau dacă nu ești începător, când începi să mergi cu NCO-ul ăsta cu DCT, îți dai seama că e cam aiurea modul ăla în drive. Și treci pe modul sport și acolo rămâi. Când pornești, practic faci două acțiuni. O pui pe drive și apoi în sport. Apeși de două ori pe buton. E ca la mașinile alea care au start and stop. Prima dată apeși butonul de start a mașinii, apoi pe cel de dezactivare al start and stop la semafor, știi, ca să nu te enerveze sau să-l oprești mai târziu. Am așa și aici. Bun. Ce privește restul specificațiilor, nici nu știu ce să vă zic. Deși e un X și este inclus în categoria de adventure de către cei de la Honda, pe site-ul lor sau, mă rog, în categorisirea lor, în realitate, deși e un pic mai înaltă decât un Hornet, ea nu e nici pe departe un adventure. Deci nu se compară cu Transalpul, care are tot 750 cm, cu atât mai puțin cu o Africană. Mai de aventură este un NX500 care, deși are un motor de 500, are roată de 19 pe față. Pe cele două roți la NC care sunt de 17, am un singur disc. Pe NX ai două discuri pe față. Cred că și suspensia, cursa e mai mare și pe față și pe spate la NX500. Cred că ai și mai multe reglaje la suspense față de ce am eu. Acum, cred că la NC am doar pe spate o compresie acolo ceva. Dar, mă rog,
așa cum mai toată lumea o consideră, toți cei care o dețin, este o motoretă pentru navetă, pentru de zi cu zi, care te duce pe tot felul de drumuri, de fapt, cât îs decente, de la traficul aglomerat din oraș până la bunica la țară, fără nicio problemă. Nu intre pe acel off-road hard cu pietroaie, da, pe un drum de țară, pe un drum forestier, pe un drum de pământ, pe nu știu ce, mergi fără nicio problemă. Bun, nu știu. Despre mărime și greutate. Nu e o motocicletă mare, dar nu e nici mică. Eu am 1,87 m și oscilez între 80 și 90 de kilograme. Însă sunt mai orangutan așa, am membrele lungi și mâinile și picioarele și mă simt un pic mai adunat pe ea, în special cu genunchii am o problemă. Poate că ar fi mai potrivită pentru persoane până într-un 1,80 m, dar asta oricum țin de la caz la caz. Unii se vor simți confortabil cu mărimea asta, alții nu. Eu ajung foarte bine jos, cu toată talpa, cu ambele picioare. Pentru mine a fost perfect ca prima motocicletă, pentru că aveam acea siguranță că mă opresc și nu am nicio emoție că n-ajung jos, n-am destulă putere în vârful picioarelor, în degete, nu știu ce. Pentru că, în ce privește greutatea, nu e ușoară. Are vreo 230 de kilograme. E foarte aproape de o Africa Twin. Nu-mi explic de ce, dacă te uiți la o africană care pare mult mai masivă și este mult mai masivă din orice unde te-ai uita, nu te-ai aștepta să fie doar cu 3, 4, 5 kg mai grea decât asta. Care, da, silueta ei e destul de îngustă așa, deci nu se compară cu africană. E mai joasă, mai îngustă, roțile sunt mai mici. Și totuși, la kilograme, nu e ceva acolo. Deci nu e o șurică, nu e sub, din acea categorie, sub 200 sau mai puțin. Dar, și este și un dar și unul pozitiv, kilogramele astea le simt și nu prea. Aș zice că nici măcar la manevrarea pe lângă motor, așa, pe loc, prin curte, prin parcare. Și zic, și de ce? Pentru că are un centru de greutate mai jos. E cam ca la un scooter așa, nu chiar, dar e mai jos. Și asta datorită amplasării rezervorului sub șa, nu este, care nu e deasupra motorului clasic, acolo după ghidon, pac, deschizi pușonul și alimentezi și deasupra motorului să fie și rezervorul și toate spre față sus. Știu că pare ciudat, nici nu știu dacă mai există la alte motociclete configurația asta, s-ar putea să fie cu alimentare așa, desfaci șaua și alimentezi acolo. Dar ajută la treaba cu greutatea și cu manevrabilitatea. Mers, ce să mai zic, e o jucărie. Odată ce te-ai urcat și ai pornit de pe loc, n-am mai mers cu alte motociclete, dar mie mi se pare foarte ok. Și o mai zic și alții, nu doare. Acum e greu pentru mine să fac o comparație sau să zic ceva despre cât de bun e, cât de rea, dar că n-am mai mers cu alta. Dar fiind de începător și mergând cu ea pentru prima dată, eu pot să zic că m-am descurcat grozav. N-am avut niciun incident și nicio emoție. Am urcat pe ea prima după mulți ani de când am dat permisul și am mers perfect, fără să fi mers nici măcar pe scooter vreodată de 23 de ani. Bun, da, astea sunt paranteze. Legat de rezervor, păi în locul lui e un franc, e un portbagaj în care teoretic ar intra o cască. Are deschis cu cheia, mă rog. Îi zic o cască full face, dar cred că e o cască S sau nu știu ce mărime, XL-ul meu nu cape, îmi spune că poți și nu nicio șansă. Mai ales că am acea prindere de GoPro în față, deci mă pot să închid capacul.
Dar oricum spațiul ăla e mega, mega util. Majoritatea merg cu portofelul și atât, sau dacă vor accesorii diverse, își iau rucsac sau pun un top case sau cutii laterale sau gens diverse. Eu îmi puneam acolo tot ce mi-ar fi încăput într-un rucsac, de exemplu, de la acte, truse medicale, truse de pană, de scule, mă rog, care sunt mărunte, da? Nu știu, mănuși, vestă, șervețele, echipamentul de ploaie, sau sticle de apă, biscuiți, acumulatori, aparatul foto, sau ce vrei. Deci, gândiți-vă că o cască normală ar trebui să intre acolo, iar în locul ei o burdușești cu toate mărunțișurile pe care le cara într-un rucsac. Dacă e să schimb motocicleta, asta îmi va lipsi probabil cel mai mult. Pentru că nu trebuia să am nimic pe ea, nimic în spate. Deschideam portbagajul ăla mic acolo, băgam în el ce aveam nevoie. De fapt, îmi scoteam de acolo doar actele când o lăsam și o puneam acolo când plecam și cam asta era. Bun. Ce să mai zic? Că m-am plafonat. Da, păi consumul. Se zice că e un consum mic și pentru clasa ei și pentru mărime și pentru motor și pentru toate. Și da, cred că e un consum mic, undeva la 4%. Asta cumva depinde pe unde mergi și cum mergi. Că una e să mergi cu 140 pe autostradă la deal, alta e să mergi în sport, alta e să mergi în drive, alta e să mergi cu, în limitele legale, drumuri naționale sau în localități. Dar consumă, ca la mașină, mă rog, dar consumă puțin. Eu n-am resetat bordul, n-am reușit să-l pun pe litri la sute de kilometri, să ne arată alt mod de calcul, nu știu, pe unde a fost setat, prin Italia, cum calculează ei, dar n-am reușit să butonez acolo și să-l schimb așa, că am ignorat-o și habar n-am cât consumă, nu-mi arăta în bord. Mi-arăta altă valoare și nu știu să traduc cât la suta de kilometri. Oricum, are un rezervor de 18 litri. Eu cel mai mult cred că am pus 10 litri. De obicei cam până în 8, așa, de vreo 50 de lei alimentam și ca să fiu mereu mai spre plin. Și mergeam mult și bine, nu știu, 300-400 de kilometri cu un plin din ala, până alimentam din nou de vreo 50 de lei. Așa că dacă mergeam un drum de 300 de kilometri, ok, la întoarcere alimentam. Dacă nu, ieșeam de 3-4 ori și abia apoi alimentam din nou. 50 de lei, vorbim de 50 de lei, da? În comparație cu mașina, n-are termen de comparație. Bun, acum e clar că pe drive, între a 6-a, pe la 70-80 la oră, cred că merge cu sub 4%. Știu că e declarată una dintre cele mai economice motociclete de pe clasă asta, de pe piață. Dar am avut și o situație când am văzut efectiv cum mănâncă din rezervor benzina, așa cu ochiul liber. Dar a fost la extrem cumva. Am mers pe la 110-120 la oră, urcând un deal abrupt, pe o centură, destul de mult a durat chestia asta. Și am ținut acolo și vedeam cum de la 3 limiți mai aveam, probabil era spre 2, a coborât rapid la o liniuță și mi s-a și aprins în bord că trebuie să o limitez. Deci, practic, a ajuns pe roșu, de la 3 pe roșu, dar na, acolo a fost tras de ea și ca și la mașină, când pornești de pe loc sau când o turezi și mergi așa ca nebunul, îți mănâncă și vezi cifre de alea de 40%. Deci e normal. Ce, legat de cheltuieli? Păi, legat de cheltuieli, asta m-a frământat și pe mine înainte să-mi iau, e cam nasol. Că n-am niciun istoric, n-am ce să zic. Am făcut revizia practic când am cumpărat-o și a fost din partea casei, deci nu știu cât m-a costat, nu știu cât au băgat.
Eu am pus doar benzină, rog, am făcut RCA-ul și atât. Nu am casco, nu trebuie rovinetă, nu trebuie completat ulei ca la cele vechi. Doar benzină și dai bătaie. De fapt, trebuie curățat lanțul, trebuie spălat sau șters, mă rog, după caz. Pentru lanț, eu, sincer, am folosit ceva spray-uri de la Lidl, de alea pentru bicicletă, da, mă rog, tot pentru lanț erau. Am luat și de curățat și de uns și le-am folosit și la bicicletă și la motocicletă. Avem patru biciclete, toți cu bicicletele, și atunci am avut. Cred că o singură dată, după un drum mai lung, cred că ăla ce l-am făcut de 400 de kilometri, am trecut prin praf, prin bălți, prin ape, prin zere, prin roaie, că am prins și drum neasfaltat și din astea, și am rămas și fără spray. Când am ajuns acasă și am folosit și motorină cu periuța frumos, cu un fâs-fâs, și am curățat și foarte bine și cu motorină. M-am interesat pe neșici, că asta ar fi una dintre soluții, pe lângă acel cherosen. Dar nu știu ce să zic, lanțurile astea acum cu o-ringurile alea de cauciuc, plastic sau ce-or fi, și parcă nu-ți vine să dai chiar cu orice. Pe de altă parte, nici nu cred că toate produsele astea atât de dedicate sunt cu mult mai speciale decât unele mai simple de bicicletă, de exemplu. Nu știu, poate că ar trebui folosite cele scumpe și de marcă, nu știu, de la Motul, de la Barnum, pentru cei care folosesc motocicleta extrem, nu știu, aia cu africanele care merg prin deșerți, prin păduri și pe Sahara și prin Siberia, sau cei care merg pe pistă și duc motocicleta la extrem, cu viteză sau, nu știu, prin ape sau Barnum. Cert e că trebuie întreținut lanțul, am făcut-o și eu, mereu a fost curat, mereu a fost gresat, uns, să nu ruginească, să nu fie cu mizerie și așa. Și cred că asta e ceea ce trebuie să facă fiecare motociclist cu cei care au, mă rog, cei care au motociclete cu lanț. Și am uitat să pomenesc despre șa și despre parbriz. Un accesoriu a fost să completez cu acel mic parbriz deasupra parbrizului. Dar despre șa, la început am zis că nu-i comodă, că mă aduce spre față, că alunec pe ea, nu știu ce. Dar asta poate mai mult citind pe forumuri și inducându-mi această nemulțumire, să zic așa. Cred că ține de cât de bătătorite avem fundurile, pentru că eu abia după 300 de kilometri fără oprire am resimțit de fapt că trebuie să opresc, să mă dezmorțesc, să așa. Pentru că în cei 300 de kilometri m-am mai ridicat în pescărițe, șaua permite să te muți în față, în spate, mai pe o bucă, mai pe alta. Ea oricum nu e nici prea tare, nici prea moale, nici prea lată, nici prea îngustă. Eu zic că e ok. Totuși, inginerii de la Honda nu cred că de pe altă planetă, știu ei ce au făcut acolo, dar ține de fiecare dintre noi, clar asta. Evident, eu compar doar cu bicicleta sau, mă rog, cu mașina. Iar prin comparație, asta de la motoretă e canapea față de bicicletă, e clar, nu? Dacă o compar cu scaunele mașină, e clar că nu e scaun de mașină. Nu știu cu alte motorete, eu personal nu pot să zic, n-am mai fost pe altele, n-am urcat pe nicio alt fel de șa, dar pentru mine e ok asta de la NC. Nu știu nici generațiile mai noi, de fapt, cum sunt. Și apropo de testat motorete, practic am fost în showroom, inclusiv când am căutat-o pe asta, dar atât de țintit am fost să-mi iau NC-ul, încât pe unde am fost să le văd, doar pe NC-uri m-am uitat, m-am urcat pe ele și doar pe ele, și pe celelalte le-am ignorat total. Asta și din cauza bugetului, că am vrut să mă limitez acolo, dar n-am vrut nici să mă direcționez în altă parte, pentru că am căutat după mult research pe net doar NC-ul cu DCT ca prima motocicletă și a fost perfect pentru mine asta.
am făcut o alegere bună. Legat de parbriz, la înălțimea mea a trebuit să-mi iau o extensie. Eu am găsit pe OLX 100 de lei, am montat-o și de acolo încolo a fost ok. De fapt, eu aveam nevoie mai mult ca să nu se audă vâjitul în microfon când înregistream clipurile mele. Pentru că atunci când e cald, de fapt, ai nevoie de curentul ăla de aer care ar intra în cască pe deasupra parbrizului. Parbrizul care e acum pe motocicleta mea nu e original Honda, el e oricum mai înalt, la GV, sau cum se zice. Cu toate astea, la câte s-o de înalt, 1.87, cum spuneam, ca să nu sufle în cască, când venea undeva în fix în vizieră, să zic, mi-a trebuit extensia asta, pe care, de altfel, o țin în jos când merg în oraș, când merg pe căldură, la viteze mici și când, mai ales când nu înregistrez cu sunet. Când am camera și microfonul sau ies în afară ca să depășesc aia 50 km la oră când se face vâjitul și așa, sau când e frig, că ajută și la frig plasticul ăsta, că nu mai bagă fix în vizor, în vizier acolo, nu bagă curentul de aer. Altfel, cum spuneam, la viteze mici și când nu înregistrez, las în jos ca să mă ventilez. Când e viteză mai mare și înregistrez sau e frig, o ridic în sus ca să mă protejez. Și cu nu știu cât are, 11 cm parcă, dar e suficient cât să-mi dea vântul în creștetul capului sau poate chiar peste cască. Bun. Cred că am epuizat. Nu știu dacă am zis ceva despre frâne. Că la fel ca în cazul cailor putere, n-am idee despre diametru a discurilor, nici pistonașe, nici brand, nici model sau alte cele. Știu doar că am ABS, că atât pe față și cât pe spate am un singur disc și sunt ok. Am frânat o singură dată în situație de urgență. În rest am mers preventiv, dar o dată mi s-a întâmplat. Am ieșit un autobuz. Cineva a dat prioritate de pe banda 2 unui autobuz care făcea stânga, de pe sensul opus, iar eu m-am dat din spatele dubei, pentru că erau dubă, pe banda 1 ca să devansez prin dreapta, să devansez, da, nu să-l depășesc, și m-am trezit cu autobuzul care făcea stânga și tăind cele două benzi prin fața dubei și am frânat de la 50 la oră, să zic, și am oprit perfect. Deci, în perfectă siguranță, de la 50 la 0, în câțiva metri, am mușcat din ambele frâni și ABS-ul a intrat, l-am simțit, cum a făcut, cum face ABS-ul acel dărdit, dar s-a înfipt în asfalt, nou, derapat, nu nimic, ce a fost foarte ok. În rest, n-am avut nici o frână de genul ăsta, totul a fost anticipat din timp și am frânat știind, învățându-mi practic motocicleta și știind cam cum frânează. Eu am păstrat mereu distanța de mașinile din față, de motocicletele din față uneori. Am anticipat, am văzut din timp semafoarele, intersecțiile, traficul, găurile, toate cele. Și așa m-a ajutat să nu culc deloc. Și să nu am nici situații de astea mai de urgență, așa. Cauciucurile de stradă și au fost aproape noi când am luat-o eu. Avea ușoară uzură doar pe centru. Acum, după 3000 de kilometri, văd că au un pic mai multă uzură și acum și pe laterale. Se pare că eu m-am înclinat mai mult decât fostul proprietar. Mă rog, cred că experiența pe bicicletă și-a spus cuvântul. Știu că pare stupidă comparația, dar eu am mers mult pe bicicletă, mai ales în tinerețe, dar și înainte să-mi iau motocicleta acum de câțiva ani, 2-3 ani, mi-am luat bicicletă. Acum am o bicicletă de oraș, dar înainte am avut și tip cursieră și mountain bike și în trecut și acum am mers cu viteze foarte mari pentru bicicletă, de peste 50 km la oră, la vale, inclusiv cu curbe și toate cele.
Și, mă rog, știu un pic așa despre ciclistică, am un pic de habar. Asta, treaba cu trasa în curbe, cu traiectoria la viteze mici sau la viteze mari, înclinarea, contravirarea, nu știu ce, a contat chestia asta. A contat și faptul că am peste 20 de ani de experiență la volan, la mai multe tipuri de volane, să zic așa, de la Tico la XJ Type, de la Kangoo la Atego, am categoriile A, B, C și E. Și asta, apropo de trafic, de a merge cu atenție și a evita riscurile. Și am și o vârstă, apropo, care probabil contează în a merge pe motocicletă, sau poate nu. Nu știu. Nu știu cât și cum. Bun. Cred că închei cu chestiunea asta, să vedem cum iese după ce adaug sunetul ăsta peste clip. E prima mea experiență de genul ăsta. Dacă iese ceva și o să mai am niște clipuri salvate și nu o să ies curând cu motocicleta, cu sunet sau așa, poate mai fac ceva de genul ăsta. Vedem și cum prinde, câte vizualizări am, dacă ajung la 30 sau dacă trec de 50 de vizualizări, atunci, na, depinde. Mai fac un clip de genul ăsta sau nu mai fac. Bun, și cu astea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizualizare. Acum îmi permit așa să fac și încheiere și introducere și de toate. Nu e ca pe motocicletă când mă opresc brusc că am ajuns acasă sau că mi s-a terminat bateria sau că mi s-a umplut cardul. Dar și în cazul ăsta o să văd. Poate m-am întins mai mult decât aveam eu filmare, deși știu că filmările mele sunt lungi, dar mie îmi place ce fac, mersul ăsta pe motocicletă, îmi place ce înregistrez și îmi vine foarte greu să tai. Așa că pun totul, cine are răbdare să uită, cine nu, nu. Știu că și vorbesc mult, sar de la o treabă la alta, nu știu câtă lume apreciez, adică îmi dau seama că foarte puțin se uită, că nici n-am promovat, nici nu am nu știu ce interes din asta. Sper doar că, povestind așa cum povestesc eu, în stilul meu de motociclist începător, să ajute și pe ceilalți începători sau pe cei care tatonează cu ideea de a merge pe motocicletă. Eu, de exemplu, tatonez din anul 2000, de când mi-am luat permisul. Și îmi doresc asta de când mă știu. De când mă știu și îmi țin minte, mă rog. Așa să zic, de pe la 10 ani. Și uite că mi-a trebuit, de fapt, 40 de ani ca să urc pe motocicletă. Și asta nu neapărat că n-aș fi avut ocazia să-mi cumpăr, poate puteam să-mi cumpăr și mai devreme, dar au fost mereu alte priorități. Pe primul plan, evident, a fost familia, casă, mașină, mă rog, casă, apartament, mută-te, joburi, într-o parte în alta, tot felul de... mai un concediu, mai nu știu ce. Și cumva, mereu fiind la limită cu bani, fiind conștient de riscuri, na, fiind tată, soț, trebuia cumva să pun în balanță și să aleg cei mai safe, așa să zic. Dar mi-a venit și mie Damblaua, mi-am luat-o, nu regret deloc, regret că am luat atât de târziu. Evident, nu trebuie luat neapărat o motocicletă de 750 cm cub, nu trebuie să fie nouă, nu trebuie să fie
de 4.500-5.000 de euro, găsesc și motociclete mai ieftine pentru prima motocicletă, pentru a vedea dacă te prinde microbul, dacă e nevoie, dacă e ce trebuie, dacă e prea riscant pentru stilul tău de a fi. Așa că opțiuni sunt, aveam și eu. Da, da, ăsta a fost momentul meu. Și să vedem ce va mai fi, că începe pentru marea comunitate, începe un nou sezon, acum așteptăm primăvara. Aștept și o să mai încălzească și o să mai și ies. Deocamdată avem temperaturi de alea cu sub minus 10 grade, așa, poate și mai. Așa că, na, o scot doar ca să o dezmorțesc. Bun, și m-am lungit și cu încheierea. Bun, vă las, vă salut. Aș îndrăzni poate să zic, să dați un like dacă face sens. Am primit și dislike sau cum se zice. Poate niște comentarii, dacă vrea cineva să zic acolo, fie de bine, e de rău. M-am lungit, nu face sens ce fac, accept și critici și observații și încurajări, sper să fie mai multe încurajări. Mă rog, oricum, clipurile astea sunt mai mult pentru mine, pentru acum, pentru viitor, o să văd eu ce fac. Nu investesc în timp și în echipament pentru a face aceste clipuri. Era doar așa, o încercare. Acum am încercat motocicleta, am încercat și partea cu YouTube-ul. Mai mult în ideea de a cum îi zice, de a spune și altora ce simt, fiind foarte mult timp în postura celor care tatonează cu ideea de a merge pe motocicletă, că își doresc o motocicletă, că nu știu. Review-urile alea mă disperă, alea care sunt foarte tehnice și foarte jurnalism. Adică acei profesioniști care fac review-uri la motociclete și care povestesc despre fiecare centimetru cub și diametru la roată și de așa, câte spițe are și nu știu ce, sunt utile. Dar nu despre ce simte motociclistul, despre cum îi se pare lui motocicleta după un an de zile sau ceva de genul. Așa că e motocicleta dintr-un showroom, ai mers 100 de kilometri, dus întors, te-ai oprit într-un câmp și ai înregistrat despre ea, ai prezentat-o, e foarte ok pentru marea majoritate, dar parcă n-am găsit conținut de genul ăsta așa, cu vorbe naturale, din suflet, fără niciun interes, neplătit, nimic. E pur și simplu, știi, să zici cum ți-a fost pe motor, cum o simți, cu ce te confrunți, de la echipament, de la frig, de la ploaie, de la căldură, transpirații, chestii de astea personale, pe care nu ai, până nu te urci pe motocicletă și nu le trăiești și n-ai de unde să le știi, pentru că nici nu prea ți le spune nimeni. Asta am încercat eu să fac, de fapt, în clipurile astea. O să văd cât mă mai ține și cum mă mai ține să mai fac din astea. Evident, o să vreau să, dacă apuc cândva, să o filmez așa și static, să arăt și motocicleta ca o, nu știu, completare la celelalte clipuri, că altfel îmi dau seama că e destul de aiurea să vezi un singur cadru cu mâinile mele pe ghidon și ce se întâmplă fața motocicletei, să merg cam pe același drumuri și să dau din gură, na, e destul de greu de digerat genul ăsta de conținut. Da, dacă se găsesc trei care îl preferă, eu sunt mulțumit. Bun, și gata, ok, promit. Salut, ne vedem data viitoare.